Încă de la sfârșitul anului 2014, Saturn, după unii Marele Malefic, după alții Restauratorul Ordinii Universale, a intrat în Săgetător, aducând cea mai importantă schimbare din punct de vedere astrologic. Presiunea care a existat în ultimii ani pe plan financiar, problemele din afaceri și lupta pentru putere își pierd treptat din importanță, iar preocupările noastre încep să se îndrepte mai mult spre studiu și spre relațiile cu străinătatea. La nivel personal, Saturn în Săgetător înseamnă scoaterea la suprafață a lacunelor din propria pregătire, astfel că mulți dintre noi vor simți nevoia de a-și continua studiile. În această perioadă, pofta de aventură este redusă, locul distracției fiind ocupat de muncă. Un aspect negativ ar fi relațiile dintre țări, culturi sau religii care sunt afectate. Pe plan personal, în prima parte a verii este posibil să ne întindem mai mult decât ne este pătura, iar apoi să tragem consecințele, precum să avem parte și de o dezordine amoroasă și posibile relații secrete. Luna august și prima parte a lui septembrie reprezintă o ultimă șansă de a rezolva aceste probleme. Dacă nu le depășim acum, ele vor continua să existe o lungă perioadă de timp de acum înainte. Pe plan social este nevoie de multă prudență în sistemul bancar și în relațiile de afaceri, iar pe plan personal, fiecare dintre noi înțelege tot mai bine transformările pe care trebuie să le facă în propriile vieți. Jupiter, marele benefic, își continuă tranzitul prin Leu până în luna august, favorizându-i pe cei care se comportă natural și dau dovadă de creativitate, în special zodiile de foc și aer, adică Leu, Berbec, Săgetător, Gemeni, Balanță și Vărsător. Din 11 august, Jupiter intră în Fecioară, iar munca, rutina de zi cu zi, precum și preocupările pentru sănătatea propriului organism, sunt pe primul loc, iar o influență pozitivă primesc zodiile de pământ și apă, Fecioară, Taur, Capricorn, Rac, Scorpion și Pești. La nivel personal, Jupiter în Leu ne învață că nu putem deveni lideri și nu putem câștiga aprecierea celorlalți decât dacă suntem noi înșine, dacă ne comportăm natural și ne punem în valoare originalitatea. Acest tranzit îi dezavantajează pe toți cei care obișnuiesc să se prefacă, să se dea drept altcineva. La nivel social, copiii ar trebui să primească tot mai multă atenție, la fel și instituțiile de învățământ și tot ce ține de acest domeniu.